Vaccino Bengadanescu. Lorena ha assolvit Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva, gimnastica aerobică fiind sportul pe care l-a practicat timp de 11 ani. În acești ani a dobândit experiență și rezultate pe plan național și internațional, obținând numeroase medalii. Activitatea sportivă de performanță și maturitatea atinsă în gimnastica aerobică au contribuit la formarea ei ca antrenor. Lorena este ajutată de Roberta Dănescu. Ea a practicat gimnastica artistică timp de 3 ani, urmată de o perioadă de 9 ani în gimnastica aerobică. În acest sport a fost componenta lotului național de seniori, unde a obținut titlul de vicecampioană europeană. În prezent este studentă în ultimul an la UNEFS și, după cum spune chiar ea, sufletul este încredințat sportului încă dinainte de începerea performanței. Yeah.